gluma cea mai bună e aia la care râde și cel de care faci mișto. Ceva de genul, cel care o aude zice, da mă, da, chiar așa e. La Buzău și în copilărie iubea istoria, literatura și matematica. În liceu a făcut mate info, dar era pasionat de filozofie. A terminat facultatea de filozofie, cursurile de licență, masterat și doctorat. A făcut un masterat la Berlin, la European College of Liberal Arts. Publică în presa scrisă încă din facultate, preponderent în zona umoristică. Scrie scenarii TV și în ultimii ani își regizează propriile sketch-uri istorice. El este Dan Panaet. Gata, Dan, faci tu intro-ul ăsta? Nu știu ce să spun. Unde mergem în emisiunea asta, Dan? Mergem acolo unde suntem deja, la bufte, adică. Și aș vrea să mai mergem undeva. Unde vrei tu? La Arcul de Triunf, se poate? Se poate, cerem aprobare și mergem. Da, dar nu azi. Când? Nu mâine. Când? Ieri, dacă se poate. Ieri mergem. Ok. Bine, facem un selfie, faci tu că ești mai înalt. Dan, tu te-ai născut în Buzău. Da. Practic, noi suntem în aceeași generație, în același oraș, nu ne știm din Buzău. Da, da, da. Sunt curioasă, care e prima ta amintire dacă te gândești la copilăria ta în Buzău? Cred că prima amintire este când ieșeam în fața blocului să mă joc cu ceilalți copii de vârsta mea. Stăteam într-un bloc care a fost dat în folosință în 84, în anul în care m-am născut eu, pentru familiile care s-au mărit în anul 1984. Și toți copiii din bloc aproape erau născuți în acel an. Și ne jucam toată ziua în fața blocului. Aveai voie la orice oră? Da, da, da. Țin minte că în clasa 1 încuiam ușa când plecam de acasă și am amintirea asta clară că prima oară când a trebuit să plec de acasă să încui ușa, am uitat să fac asta. Efectiv, m-am întors la ora 11 când am terminat orele și am găsit ușa descuiată, nu intrase nimeni și am rămas marcat de chestia asta, de atunci n-am mai uitat niciodată să încui ușa. Am fost foarte conștiincios, nu mi-am pierdut niciodată portofeli, chei, telefon. Erai premiantul clasei? Să zice, la început, da. La început, în clasa 1, primul trimestru? Da, da, da. Hai să zicem prima săptămână. Suntem la Arcul de Triunf. Da, de mult aștept momentul ăsta. Înțeleg că n-ai mai fost. Nu, n-am mai fost. Haide. Ta-dam. Și aici, pagini de istorie, ia să vedem. Unirea Principatelor. Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân. Și mai urcăm. Cred că ăsta trebuia să fie adevăratul triumf, să avem un lift la Arcul de Triunf. Când l-am învățat noi pe asta la școală prima oară? A patra, nu știu. Da? Cred. Abia așteptam să începem să învățăm istoria la școală. Tu știi deja? Da, începusem prin clasa a doua, a treia să citesc dintr-o carte de istorie pentru copii. Coperta nu era cea originală, era o copertă pusă, era o carte legată și pusă într-o copertă din asta cartonată neagră, se chema Scurtă istoria românilor, dar era foarte groasă, nu era scurtă. Era înșelător titlul. Și ce aflat? De atunci am învățat să nu mai am încredere în oameni. Varianta aia ceaușistă de istorie, varianta aia naționalistă, era cumva spectaculoasă, era Game of Thrones-ul săracului. Suntem la bufte, a? Da, așa este. Am găsit foarte multe arme care acum văd că nu mai sunt utilizabile pentru că au fost transformate într-un tron. Era serialul la care aveam acces atunci. Eram Jon Snow noi. Cu mintea mea de atunci, de la 8-9 ani, mă gândeam că ar trebui să traducă și cărțile noastre de istorie ca să vadă și ceilalți cât de șmecher eram. Mă gândeam, e clar că Transilvania aia noastră scrie în toate cărțile noastre de istorie. Ce altă dovadă mai vor? Fragmentul din istorie care ți-a rămas cel mai aproape? Nu știu, cred că a rămas asta, care țin de bătălii, de Mihai Viteazul, de Ștefan cel Mare. Și nu știu dacă era neapărat pe filiera cărților de istorie, cât datorită filmelor făcute de Nicolaescu. Înțeleg că ăsta este costumul lui Mircea. Purtat de Sergiu Nicolaescu, de zală metalică, și a fost purtat de cascador. E un costum foarte greu ăsta. Dânsul a avut tricotat. Câte kilograme are? În total, știam de 45 de kilograme. I-am învins pe turci. Să bem, deci, boierii mei. Măria ta. Ce e, boier Buzescu? Eu nu vreau să fiu tipul ăla, dar e sigur că i-am bătut? Ce vorbesc asta? I-am bătut, cum să nu? N-ai văzut cum a luat-o la fugă?
Păi da, dar fugeau după noi. Da, boier Buzescu, dar noi am fugit mai repede decât ei. Deci, tehnic, i-am bătut. Dacă ar fi fost olimpiadă, da? La proba de ștafetă luam aurul, ba nu luam argintul, că sunt și jamaicanii. Spuneai că ai avut o profesoară foarte faină la istorie în clasele 5-8. Da, 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 doamna Mihalcea. Nu știu ce mai face acum, o salut cu ocazia asta, doamna Mihalcea. Care a devenit un personaj în sketch-urile tale. N-a devenit chiar personaj, doar i-am folosit numele în sketch-ul cu Mihai Viteazu. E domnul Mihalcea. Da, e domnul Mihalcea de istorie. Știm că ne-au bătut turcii de ne-au uscat, dar ai și tu puțină răbdare până îl îmbătăm pe tipul ăla de acolo. De ce? Cine e? E domnul Mihalcea, de istorie. Cine? E un profesor de istorie care a venit din viitor să facă cercetare de teren. Lucrează la un manual de clasa a 7. Pentru mine era atunci foarte important să mă orientez în spațiu și timp și cu cât știam mai multe despre ce s-a întâmplat în trecut, mai mult sau mai puțin adevărat, și ce se întâmpla în jur, pe pământ, cu atât mai bine cumva mi-apreciam locul în univers, locul pe planetă. Mi se pare destul de profund, adică drept dovadă că ai ajuns să studiezi filozofie. Și petreceam mult timp în fața hărților. Știam hărți, știam capitale. Genul ăsta de cunoștințe de cultură generală care nu ți ajută niciodată în viață. Poate chiar te încurcă. Păi nu, e bine să știi care sunt capitalele și să nu faci gafe de astea strategice. Măcar să ajungi în poziția aia să faci gafe. Și ajungem la liceu. Tu ai dat la HD-ul, da. Și eu, în calitate de buzoian, știu că e un liceu la care se intra greu. La ce ai intrat? Ce voiai să faci? Am intrat la Mate Info, dar nu neapărat că aveam eu o pasiune pentru informatică, dar acolo era concurența cea mai mare, acolo se duceau toți. Îmi plăcea matematica la școală și pentru că aveam notă mare, m-am dus și eu acolo. Ceva olimpiade? La filozofie. În sfârșit. În clasa 12-a. Și cam în ce clasă ai început să citești filozofie? A 10-a, dar în liceu, în general și în liceu, marea mea pasiune era science fiction-ul. Îmi plăcea literatura science fiction, dar și cred că și pentru niște aspecte ale ei care țin de filozofie, cumva. Pentru că mult din science fiction pune într-un context o grămadă de probleme existențiale ale omenirii, ale omului, condiția umană. Chiar, nu știu, tema extratereștrilor ține de cum e omul, cum e omul față de alte specii. Și cred că de aici asta a fost începutul pasiunii pentru filozofie. Olimpiada pe țară? Da, da, da. Ai câștigat un premiu? În locul 4, mențiune. E bine. Totuși din toți copiii din toată țara asta e. Nu erau atât de mulți pasionați de filozofie încât e ca și cum din 20 de milioane de oameni. Era atât de mare pasiunea pentru filozofie încât mii de copii erau pregătiți anual pentru această competiție. Se pare că imediat ce a ajuns în orașul de la Poalele Dunării, Eminescu se interesează să vadă unde poate găsi un codru decent unde să doarmă. La Viena, poetul studiază filozofia în loc să facă și el o facultate utilă, cum ar fi comunicare și relații publice. Tot la Viena îl cunoaște pe Ioan Slavici, cu care leagă o lungă relație de prietenie. Se pare că cei doi s-au vorbit să pice împreună la BAC și să ne norocească mulți elevi. Bacul e un subiect care tot revine în toate postările tale, da. Și în articolele tale. Ai fost traumatizat de bac? Nu, nu, dimpotrivă. A rămas un reper glumele tale. Cred că e o temă în, nu știu, în umorul românesc, dacă vrei. Astea merg, glumele cu bac merg. Mi se pare că Eminescu, Creangă, toți fac parte din imaginarul colectiv. E cultura noastră pop. Cum au americanii Superman și Spider-Man și seriale. Noi n-am avut mereu seriale, așa că mult timp a trebuit să ne mulțumim cu forma asta de cultură populară, formată din Pădurea Spânzuraților și Eminescu cu poeziile lui. Toată lumea știe un vers din Eminescu. Se pretează la glume și pentru că a fost foarte mult umflat cu pompa de naționalism românesc, poetul nepereche, poți să zici orice despre el. Și ai făcut și un sketch pe tema asta. Da, un episod din Lumea lui Valic cu Eminescu. Un episod din Lumea lui Valic, unde ai jucat. Unde apar și eu, da. Ce a fost mai întâi? Poetul sau strada? E greu de zis, nu? E o întrebare de genul ce a fost mai întâi, oul sau găina? Nu e același lucru. Acum știm precis că poetul a fost mai întâi și strada e denumită după el. Oare? Vă asigur că așa e. E doar părerea dumneavoastră. O respect, dar permiteți-mi să nu fiu de acord. Strada Mihai Eminescu a existat înaintea scriitorului.
E adevărat, poate se numea altfel. Dar a existat înainte. E precum oul. Oul a fost înaintea găinii. Mi-a plăcut foarte mult Viața lui Mihai Eminescu de Călinescu, care e o carte senzațională, o recomand oricui. E cumva alt Eminescu decât cel pe care îl venerează jandarmii atunci când cântă. Lasă-mă puțin, că iar se întâmplă iar. Eminescu. Și ai decis direct facultatea de filozofie. N-aveai alte opțiuni în mintea ta, nu? Am dat și la matematică. Ai intrat? Da. Bravo! Dar n-am mai făcut. Te-ai dus? Nu. Doar la admitere am intrat, pe urmă m-am retras. Cred că era și eu un elan din ăsta, așa tineresc, nu? Că mă duc, fac 15 facultăți, nu dor nopțile. Dar când a venit toamna, stai-mă puțin ce... unde mă grăbesc. Dar la filozofie te-ai dus? Da. Erai pasionat de politică? Modulul pe care l-am făcut era de filozofie morală și politică. Din filozofie, cred că atunci cel mai mult mă pasiona partea asta de politică, dreptate, dreptate socială, morală, felul în care apar regulile, felul în care sunt impuse. Ai început să lucrezi în timpul facultății? Da. Tot în presa umoristică, la Aspirina Săracului Aludinescu. Și scriai săptămânal sau cum da, era? Da, săptămânal. Scriai glume? Glume, comentarii pe teme de actualitate. Dar la masterat deja am început să lucrez serios, adică cu program de lucru, nu ca la... 8 ore pe zi? 9. Unde? La Adevărul. Și nu mai scriai umor? Nu mai scriam umor. Ce acopereai? Tot. Politică, sănătate? Tot, sport, politică. Și scriai zilnic? Zilnic, fără weekenduri. Știu că ai terminat inclusiv doctoratul, da. Și l-ai înlănțuit, n-ai avut pauze, nu? Am avut o pauză de un an în care am studiat la Berlin. Am plecat la Berlin ca să scap de Adevărul. 2010. 2009-2010. 2009-2010. Da. Spune-mi tu cum se numește facultatea. Acum se cheamă Bard College Berlin. Și atunci? European College of Liberal Arts. De unde puteai să-ți iei un atestat pe șomerie? E gluma asta că universitățile de liberal arts produc oameni nu foarte bine echipați pentru piața muncii, dar nu e deloc adevărat, pentru că se pare că filozofia cel puțin îți dă niște materiale, niște instrumente cu care poți să înțelegi mai bine lumea, să îți cântărești altfel alegerile, să gândești critic. Chiar înainte să plec la Berlin, cu încă 3 colegi de la Dinescu, am înființat, mă rog, cu finanțarea patronului de atunci, Times New Roman. E un site de fake news, așa se numesc, nu? Da. Și cât am stat la Berlin, am scris pentru Times New Roman. Da. Erai la curent cu tot ce se întâmpla în țară la noi. E ca versurile lui Eminescu. Știrile te găsesc oriunde. Și ai stat un an la Berlin? Da, dar a fost cel mai lejer an, probabil, din viața mea. Studiai în continuare filozofie? Filozofie, literatură, am făcut și un curs de film, de film studies. Cred că ăsta a fost cursul meu preferat acolo. Învățai nu să faci filme, ci să le analizezi. În fiecare săptămână era un alt film cu care studiam ceva anume, o abordare, o mișcare din istoria cinemaului. Scrie deja scenarii la vremea respectivă? Da, începusem să scriu niște scenarii pentru TV. Țin minte că, apropo de angajare, a trebuit să scriu un scenariu dintr-un serial existent. Ca și cum a scrie pentru acel serial. Și am ales Seinfeld și am scris un episod din Seinfeld. Ești pasionat de Seinfeld? Da, da. Cred că e serialul meu preferat. L-am văzut de foarte multe ori. Mi se întâmplă mie cu Friends. Apropo de Seinfeld, știu că ai o pagină pe Facebook, Seinfeld în România. Deci a continuat da, pasiunea da, da. Ta. E o pagină la care scriu împreună cu un coleg. Încercăm să imaginăm ploturi din Seinfeld ca și cum Seinfeld și gașca lui de prieteni ar trăi în România zilelor noastre, în București, ar locui, nu știu, în Titan și s-ar confrunta cu chestiile cu care ne confruntăm noi fiecare zi. Tu ai stat la Berlin un an și te-ai întors și când ai început să scrii pentru televiziune? Care a fost primul tău proiect? Niște sketch-uri pentru mondenii. Și apoi? Starea Nației, diverse seriale. Las Fierbinți? Las Fierbinți, da. Ți-a plăcut să scrii pentru Las Fierbinți? Da, da. Sunt personaje foarte mișto acolo.
foarte ofertant pentru un scenarist care se apucă să scrie pentru acele personaje. Și actorii sunt foarte buni. Bănuiesc că te gândești și la ce poate face un actor atunci cu stil pentru el. Oricum, e foarte greu de desprins actorul de personaj odată ce ai văzut. Actorul de multe ori vine cu o poantă în plus. O chestie pe care poate nu o simți atunci când scrii scenariu, dar atunci când e jucată scena, se simte nevoia de ceva și asta văd în special la sketch-urile pe care le fac eu cu amicii mei. De multe ori îl văd, nu știu, pe Nicu Banea, cum improvizează și... Vali Vlahopul. Vali Vlahopul, da, din... emisiunea Lumea lui Vali. Îl văd cum improvizează și adaugă niște poante la care nu mă gândisem sau prin felul în care interpretează duce poanta într-o zonă la care nu mă gândisem și se pare fascinat cum actorii pot face chestia asta. Știu că tu ești și un fel de regizor, mergi la filmare, te ocupi de tot și bănuiesc că e mai simplu așa. Și producător. Așa. Ești și producător, perfect. Bănuiesc că e mai simplu așa. Ești acolo și cumva poți să... Da, da, clar. Clar. Comunici direct cu actorul. E mult mai greu să fii regizor decât pare de acasă, dar e și mult mai plăcut decât te-ai fi așteptat, pentru că până la urmă poți să pui în scenă acel scenariu exact cum a sunat el în mintea ta și nu mai intervine nimeni pe parcurs. Dacă sunt doar cuvintele pe hârtie, ele pot fi interpretate în feluri foarte diferite, cumva devine un animal autonom. Acel scenariu, dacă e pus în scenă de altcineva, în timp ce dacă îl pui tu în scenă, poți să respecti mai bine ideea originală. Cum ți-a venit ideea serialului Vali Vlahopul? E foarte amuzant, îmi place mult, le-am văzut pe toate. Am vrut să fac un mockumentary, un documentar la mișto, pentru că nu știu atât de multe încât să fac un documentar pe bune. Trebuie să inventez eu informațiile sub formă de glume. Mi se pare, sau mi se părea atunci când am venit cu ideea, și mai ușor de produs decât un film de ficțiune. Și am făcut acest serial, mockumentary, despre istoria României, pornind de la daci, dar nu în ordine cronologică. Da, am văzut că ai găsit și o statuie. Dacii aveau capul mare pentru că erau foarte deștepți. Corpul lor era în formă de cub, așa... pe care scria mare Dac, ca să nu fie confundați cu alte popoare. E chiar fragmentul meu preferat din tot serialul cu Vali Vlahopul. Efectiv, ideea mi-a venit în drum spre filmare. Am căutat pe Google să văd ce statuie de Dac e în București. I-am zis lui Nicu ce text să zică, fără să fost scris înainte, și l-a zis în tocmai și a fost foarte, aici foarte bine. Tu ai fost și ieri aici, ca să explicăm de ce știi tu atâtea. Ce avem aici? Mai sunt niște... arcuri, fără săgeți, căști de protecție pentru șantierele din diverse epoci. Aici este o cască de protecție din Evul Mediu. Astea sunt căști de protecție de romani, din Roma Antică, pentru că s-a construit Coloseumul. Niște veste reflectorizante. Erau metalice ca să lucească în soare. Și acum lăsând gluma la o parte, astea chiar sunt, da. Suntem în cabina de recuzită de costume, la Buftea. Tu ai vrut să venim aici. Da. De ce? Ca să văd și eu locurile astea, mi se pare foarte interesant să vezi costumele care au fost folosite pentru toate filmele istorice făcute în anii 60, 70, 80. Și steagul lui Alexandru Lăpușneanu. Asta. Da. Asta e steagul care ne-a picat la bac. Și apoi ai sărit de la o epocă la alta. Da, episodul 2 a fost despre Mircea cel Bătrân, episodul 3 despre Nicolae Ceaușescu. Înțeleg că are niște obiecte care se găsesc în această încăpere. Da. Cei de la Buftea au adunat multe obiecte. Cadouri uite. Primite de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am văzut și la tine niște meme-uri cu Ceaușescu. Da, cu inevitabil. Nixon și inevitabil, da. Radiouri, telefoane... Mihai Viteazu. Deci să înțeleg că ăsta a fost costumul lui Mihai Viteazu? Da. Unul din costumele lui Mihai Viteazu, purtat de Amța Pelea. În pungă avem căciula. Căciula. Da. Seamănă cu personajul tău? Da, seamănă, sunt mult. Articole și cuvântări de Iurghiu Dej. Da, cuvântat, nu glumă. Camera de filmat. Camera de filmat. Și acolo decorul interviului nostru. Lucrezi la Cața Venci de câtă vreme? De 10 ani. Scrii săptămânal? Da. Și ce rubrică ai acum? Umor.
Am cotit-o mai mult spre ficțiune, puțin. Pe vremuri mai făceam și un reportaj, odată la câteva numere sau o cronică de film, dar acum scriu în special umor. Subiecte politice, actuale? Politice, sociale, tot. Apare și poliția între timp. Casa Presei. E locul unde am lucrat foarte mult timp. Am avut sediu cu Cațavenci acolo. E un loc interesant, n-a zice frumos, dar e interesant. Câți ani ați lucrat acolo? Cred că 5. Ai, 5 mult. Jumate, da, da, da. Știu că tu scrii, ai avut articole în reviste gen, nu știu, Scena Nouă, decât o revistă, în care am văzut că analizezi umorul, cum este el făcut, da, filozof fiind la bază. Dar nu m-a preocupat la modul de a învăța undeva cum se fac glumele, ci vreau să înțeleg de ce râde mai mult. Adică m-a preocupat mai mult ca o curiozitate intelectuală decât ca o chestie practică. Să caut o carte de self-help, să văd cum pot să învăț să fac glume. Ce scop servește umorul? Cumva tot o curiozitate din sfera filozofiei. Trebuie să te distanțezi, trebuie să fii puțin obiectiv ca să poți scrie umor? Da, clar, adică trebuie să iei distanță de subiectul glumei tale și să nu fii foarte afectat de ce se întâmplă, pentru că dacă pui patimă în ceva, dacă, nu știu, încerci să ironizezi pe cineva, încercând să transmiți și un mesaj sau să umilești, se simte asta și se vede că nu mai e autentic, autentică gluma. Cel mai autentic demers în zona asta este efectiv să spui chestii care stârnesc râsul, indiferent cum ies ceilalți din chestia asta sau cum ești tu. În schimb, dacă vrei cu orice preț, nu știu, să ironizezi pe cineva, se vede asta și asta se vede în special în zona omului politic, pentru că aici e vorba de a ironiza niște personaje, de a vrea să ataci, să umilești uneori, să arăți cât de proști sunt sau cât de... Și se vede când demersul tău este viciat de intenția ta de a umili și nu e ok. În schimb, gluma cea mai bună e aia la care râde și cel de care faci mișto. Tu scrii umor politic de multă vreme. E ofertant peisajul nostru politic pentru glume? E o întrebare redundantă, dar eu o pun. Este, dar umorul politic are și o mare notă de falsitate, adică vine la pachet și cu multe iluzii. Pentru că atunci când faci umor politic, ca umorist cel puțin, e periculos să te gândești că ești ca un mic disident care se pune cu puterea, care spune adevăruri incomode. Nu e deloc așa, adică nimic nu e mai simplu decât să faci glumițe pe seama oamenilor politici într-o democrație. Și nu mai are aceeași greutate ca în, nu știu, ca într-o dictatură. Atunci când dacă spuneai o glumă cu Ceaușescu în public sau scriai ceva împotriva regimului, chiar riscai ceva. Știu că tu lucrezi la un documentar care are subiectul acesta, da. Umorul în perioada comunistă sau în dictatură. Despre umorul politic și, da, am început să lucrez la el, acum e în stand-by, am adunat ceva material, dar nu știu când o să-l termin. Ne-a tăiat Ileana, că Ileana era Ileana. A tăiat și a scris alt nume. Și când am ieșit pe scenă, interpretarea a fost în ciclu de basme, o mie de legende românești, astăzi vă prezentam Făt Frumos și Mariana Cosânzeana. Cum e la tine procesul creației? E clar că e un proces acolo, dar când îi zici procesul creației, pare într-o dată foarte sobru și... Zic. Da, nu știu. Cum scrii tu? Scrijelești tu. Când dai dumele alea pe care le dai. Pornesc de la o chestie care mi se pare comică și genul îmi place când apar alte idei comice pe parcurs și la unele râd singur în timp ce scriu. Asta mi se pare cea mai plăcută chestie care ține de ce fac, să, în timp ce scriu să râd singur la poante. Ai scris și lucruri neumoristice? Da, da. De exemplu, îmi doresc foarte mult să scriu într-o zi sau să produc, regizez ceva din zona science fiction. O zonă science fiction mai filozofică, nu știu, Black Mirror. Nu mă limitez la comedie. Cam atât pentru astăzi. Pe mine mă bucură prezența lui Dan în viața culturală românească, pentru că eu cred în umorul fin și educat. Sper că v-a plăcut și pe data viitoare. Vă pup!